Nu, plăcea acolo. Așa. Ce mai mutat? Știi cât mi-a luat să-mi găsesc locul ăsta? Era cel mai bun spot. Cel mai bun spot. Parcă n-am stare. Bună ziua, bine v-am găsit într-un nou episod de... Ce e ăsta? Bună întrebare, ce e ăsta? Ce e ăsta? Un episod de... anunț. Nu știu, dar trebuie să știi. Suntem foarte încântați. Suntem foarte încântați să vă anunțăm. Avem un anunț important. Ca de fiecare dată când apărem noi doi suntem... E un anunț important de făcut. Da. Noi acum am aflat o veste care nu poate decât să ne bucure. Foarte mega ultra bucure. Să ne încânte, da. Și sperăm să vă bucure și pe voi și să vă încânte și pe voi și să vă încălzească în perioada asta super rece. Dacă ar fi să fac un clasament între toate întrebările pe care voi ne le-ați pus în cel puțin în ultima perioadă, nu știu, de vreo 4 luni, să zic 5 luni, este întrebarea: când începi sezonul 4? Asia Express. Și sau pe locul 2 a fost când începe reluarea pe TV Asia Express sezonul 3? Știi că pentru o secundă, cum ai început tu, îmi părea că urmează să le spune că mergem în sezonul 4 Asia Express. Așa, nu m-am așa gândit apărut. La asta. Nu m-am da, gândit. Ideea este că începe Asia Express 3, este reluarea pe TV de joi, nu? Da, deci, da. Într-un sfârșit, într-un final. Probabil, final, că e mai repede decât ne așteptam să mai fie repede în decât ne așteptam. Eu, într-adevăr, am pus foarte multe întrebări antenei. Foarte multe întrebări. Da. El are multe întrebări. Multe. Da, pentru că eram curios că, datorită oamenilor. Da, eu am și înțeles. Și când doream și eu foarte mult și așa, da, și că oamenii tot întrebau și mi s-a părut tare să, bă, dar chiar oare când o băga în reluare? Eu nu m-aș fi așteptat, sincer, ca reluarea să fie atât de repede, gen la un an diferență. Poate și pentru că mă așteptam să fie sezonul 4, așa. Dar... Liu pandemie... Babucchini, you stupid! Așa. Dar Liu pandemie a avut alte planuri pentru mulți dintre noi, inclusiv pentru producătorii Asia Express. Așa că, ce s-au gândit? La insistențele multor oameni. Nu mi-a pune eu în cârcă. Nu, la întrebările multor oameni. Da, probabil că și antena a primit foarte multe întrebări. Da când. Și acum a zis, bă, hai să dăm. Într-adevăr a fost un sezon foarte bun. Și au fost oameni foarte mișto. Și, again, ca de fiecare dată, ne bucurăm că am făcut parte din acest sezon și ne bucurăm că va fi din nou pe TV și cei care poate nu au văzut încă sau n-au văzut tot sezonul vor avea ocazia să-l vadă. Să-l vadă de la bun început, da. Da. Și noi ne bucurăm că o să ne uităm iar și o să retrăim toată aventura Asia Express 3. Filipine! Venim! Revenim, Filipine, în caz că vă era doar din noi. Îți era doar din noi, măi, Filipine, noi venim și Taiwan. Da, sunt foarte multe momente pe care noi vrem să le revedem, deși am avut... Hai să zicem da, o... De cum s-a nimerit, de fapt, treaba asta, cum să vezi... Încă o dată să aveți încredere în Dumnezeu și că nu-i nimic la întâmplare. Aseară mă uitam eu pe YouTube, mă uitam la niște filmări mai vechi, să văd evoluția care, apropo și by the way, este huge. Așa, da. Mulțumesc. Da. Așa, pentru încredere și ajutor. Nu contează zi. Și am dat de o bucată dintr-un episod Asia Express 3, de care uitasem complet. Da. Și am intrat să ne uităm și am râs foarte tare, după care am dat next și ne-am uitat la un episod care ne-a făcut să retrăim niște sentimente de nervi și de supărare. Deci după ce am văzut episodul aseară, episodul, un moment dintr-un episod, n-am văzut tot episodul, am văzut, nu știu, 10 minute sau 8 minute, nu știu cât era așa, da. La faza cu notele, dacă pentru cei care știu, care s-au uitat la Asia, știu exact momentul. Ziua eliminării lui Lia și Maria. Liei și Mariei.
lui Lia și Liei și Mariei, da. Că după aia iar o să ne zic Lia că fai... Așa, nu contează. Sad. Nu contează. Că, na. Că, na. Așa. Noi ne-am uitat aseară la acel moment, nu știu, am dat din întâmplare peste el, ne-am uitat, am retrăit tot ce am trăit acolo. A, a fost senzațional. Nu mă așteptam ca a doua oară, da. Adică prima oară a fost atunci când s-a întâmplat, a doua oară a fost când am văzut la TV și a treia oară a fost când am revăzut aseară. Ceea ce era super dubios, simțeam acelea sentimente... efectiv retrăiam momentul și m-am așa și da, și mi-am adus aminti, eu nu mi-am adus aminti. Nu. De ce am avut și am, nu. De ce am avut sentimentele pe care le-am avut acolo în Asia vis-a-vis de anumite persoane. Aseară mi s-a confirmat încă o dată că nu sunt nebun și că... În fine, hai să vedem chestiile drăguțe. Așa. Deci, da. Acest episod l-am făcut pentru a vă spune că suntem foarte happy că Asia Express 3 va fi redifuzat pe TV. Va începe de joi, care sunt orele? Joi, stai așa, că de joi de la ora 23, pentru că așa cum bine știți, primul stage din Asia Express sezonul 3, e format din 4 episoade, că așa au fost și când au început anul trecut. Deci o să fie joi de la 23, pentru că înainte e o premieră de film, ceva așa. Și după aia va continua vineri de la 8:30, sâmbătă și duminică de la ora 8. După aia următoarele episoade vor fi vineri, sâmbătă și duminică. Vineri de la 8:30, sâmbătă și duminică de la ora 8. Da, mai ușor. Deci începe joi, de joi până duminică. De joi până duminică, da. Așa. Doar că joi e la ora 23. Și vineri la ora 20:30, sâmbătă și duminică de la ora 20. Că ăsta e primul stage. Restul o să continue de vineri. Acum am primit și noi informația. Recunosc că este una dintre, cred că e cea mai bună veste. De început de an. De început de an. Ce nu dubios este că noi începem anul la fel 2020. Ca și anul trecut. Da. Uite, vă lăsăm aici niște imagini în caz că, na, vreți să vă aduceți aminte cu totul. E oficial, gata. Începe Asia Express. Mamă, ești super funny. Sunt super funny. E oficial, Asia Express începe pe data de prima săptămână 4 episoade, după care 3 episoade pe săptămână, duminică, luni, marți. Acestea fiind zise, gata, pa, vă rugăm frumos să vă abonați, atât am avut de zis, e oficial. Nu înțeleg, gata sau nu? Gata. Nu-i gata, mă, nu. Cum e să te gândești? Mie... Eu retrăiesc, mă. Nu, stai un pic. Tu n-ai înțeles ce nu se întâmplă. Stai un pic, știu e la ce te gândești. E set la 2020. Asta vreau să zic. Reîncepe 2021, varianta good. Cum ar fi trebuit să fie 2020. Doamne, te rog să cât fie asta. Cât ți-ai dorit tu ca acest an 2020 să dispară din calendar? Cred dacă că dispară. De fapt, noi intrăm într-o buclă a timpului. În Tenet ăla, da, în film. Bravo, da. Intrăm într-o buclă a timpului și de fapt retrăim. Și acum e totul așa. Da, de fapt noi ne-am întors din Asia cu o lună. Prea mult, damage la creier. Mi-ai dat damage la creier. Noi ne-am întors din Asia în decembrie, pe 15 decembrie. Ai uitat? Nu, n-am uitat doar. Eu acum încă sunt psihopat. Da. Am nevoie de îngrijiri medicale. De ordin psihic. Deci, da. Vă mulțumim foarte frumos. Nu știu pentru ce vă mulțumim. Pentru ce le mulțumim? Eu în general mulțumesc oamenilor. Pentru că ne susțin și că avem o comunitate foarte mișto și foarte bine închegată. Și o foarte bună parte din această comunitate a fost creată în urma acestui show Asia Express și ne bucurăm să... Aaaa! Capul meu ce grea e asta! Ne bucurăm să retrăim împreună cu voi sentimentele pe care le-am trăit acolo și... Bebe, ce-i de regulă cu tine? Mă doare asta și nu mă pot concentra. Spune. Mai vrei să spui ceva? Că abia aștept să înceapă. Și episoadele de Speak Firul 4 în Asia Express vor fi... O să le revedeți și pe alea în reluare pentru a avea toate ingredientele de a reintra în povestea de anul trecut. Nice. Și dacă e să mă întrebi pe mine,
nici nu-s vreo... Adică la TV în momentul de față... N-ai. Asta e... Eu cred că oamenii se vor uita. Sperăm că se vor uita și că o să placă din nou. Să știți că episodul ăsta nu-l fac, nu ne-a pus Antena 1 să facem acest episod. Nu, ca dar pe mine cumva. M-am pus Ștefan. Da, mă, nu te-am pus. Am zis, hai să anunțăm oamenii. Că așa e corect. Da, de acord, dar mi se pare că o lungești atât de tare că nici tu nu știi ce vrei să mai zici. Păi nu, mă gândesc ce întrebări ar avea și ar pune oamenii în cap și noi să le răspundem. Nu este un episod sponsorizat de Antena 1. Nope. Pentru că aveam mulți bani dacă era asta. Da. Dar este un episod sponsorizat de sufletele noastre. Doamne, bine, mai mare. Vă pupăm, ne vedem joi, vineri, sâmbătă, duminică pe Antena 1 la Asia Express. Și în rest ne vedem pe Insta, pe YouTube, pe TikTok. Yes, și ne vedem peste tot, practic. Și nu uitați de Speakfirm 4 încă o dată aici pe YouTube. Episoadele de anul trecut nu o să le mai vedeți acum, ci o să le vedeți în timp real după emisiune sau vedem, încă nu ne-am hotărât exact, că nu știm exact când o să le publicăm, dar o să anunțăm. Bine, gata? Închidem? Yeah. Închidem! Pa! Vizionare plăcută! Vă pupăm!